În noaptea de 27 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Motru au fost sesizați cu privire la o spargere a unei săli de jocuri din Mătăsari. Un tânăr de 24 de ani a spart geamul ușii de acces și a pătruns în sala de jocuri. În urma cercetărilor s-a stabilit că bărbatul nu a sustras niciun bun, ci a provocat doar pagube materiale. La data de 30 octombrie anul curent, polițiști din cadrul secției 3 Poliției Rurale Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 24 de ani din comuna Mătăsari, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere. Din cercetările efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că tânărul, în noaptea de 27 spre 28 octombrie anul curent, ar fi distrus geamul de la ușa de acces într-o sală de jocuri de noroc din comuna Mătăsari, fără însă a sustrage vreun bun din incinta societății comerciale. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a tânărului. Nu se știe încă motivul pentru care tânărul a recurs la acest gest, însă potrivit unor surse, acesta s-a enervat pentru că a pierdut banii la păcănele. Acesta a fost dus la centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, iar cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate de ce a recurs tânărul la gestul de vandalism.